Dragostea vieții tale poate apărea efectiv oriunde. Într-un parc, la școală, la grădiniță, nu pentru mine, evident, într-un club, pe stradă, într-un restaurant, la o petrecere și de asemenea un loc foarte romantic, metroul. Locul ăsta e atât de romantic încât are și o pagină de Facebook și se numește Metrocrash. Metrocrash este o pagină pentru toți dubioșii care erau în metrou, au văzut o fată sau un băiat frumos, le-a fost prea frică să meargă să vorbească cu ei, așa că au rugat o pagină foarte sketchy de Facebook să întrebe comunitatea. Nu știu ce. De fapt, uite, puteam să citesc aici descrierea. MC este locul unde dragostea se regăsește, nu ezita să trimiți mesaj. V-ați prins MC? Dacă dați un subscribe, chiar înțeleg. E ok. Nu ezita să trimiți un mesaj dacă ai văzut pe cineva interesant, ai pierdut sau ai găsit ceva la metrou. Da, deci pagina asta e și pentru de-astea aparent. Asta e bine, dar în general presupun că e prima parte. 25 de persoane urmăresc această pagină. Bine, dacă ar fi să ghicesc, oamenii ăștia sunt ceva gen, bă, poate o să mă vadă cineva în metrou și vorbește de mine acolo. Sunt sigur că nu o să vrei să ai de-a face cu persoana aia dacă efectiv are nevoie de o pagină de Facebook ca să te caute și anonim. Dar cine sunt eu să critic iubirea? Cine știe, poate chiar a făcut cu cupluri pagina asta. Mă îndoiesc că a găsit vreodată vreo persoană de aici. Dar cine știe? Poate s-au și căsătorit. Aia chiar ar fi. Deci dacă chiar s-a întâmplat asta, nu mai zic nimic. Și mi se pare că o descriere nu e destul. Eu zic că ar avea nevoie și de un portret, așa că eu sunt aici să-i ajut. O să încerc să le desenez portretul fiecarei persoane despre care se vorbește într-un post. O să iasă interesant, sunt sigur că voi fi de mare ajutor. Ia să vedem. Apropo, nu uitați de like ca să vă bată Dumnezeu pe cap, gen măi, și voi să vă simțiți bine. Despre ce vorbesc? Uite, prima e de la o fată sau de la un băiat, sincer nu știu. Pentru băiatul înalt cu mască neagră, cum a putut să-ți placă de un băiat cu mască pe față? Pantalon gri, cămașă roșie și geacă blue marin. Eu sunt fata în palton roșu și pantaloni negri, care a luat M2 de la Unirii. Ești simpatic. Cum ar trebui? De ce și-ar aminti? Bine, poate au vorbit între ei, dar dacă ar fi vorbit între ei, nu trebuia să facă și schimb de contacte? De ce crezi că te-ar fi reținut băiatul ăla? Efectiv, un băiat înalt cu mască neagră. Super descriere. Ne trebuie un băiat. Așa, ăsta e un băiat. Nu știu ce. Cumva am desenat o capă. Îi facem și mâini. Asta e mâna. Ok. Picioare. Presupună. Adevărul e că nu specifică chestiile astea. Are două picioare, are două mâini, are cap, are creier. Bine, n-ar avea de unde să știe asta. N-a zis de Adidas, deci rămâne cu semnul întrebării. L-am făcut super erou din oarecare motiv. N-are nimic, deci are mască neagră, da? Presupun că o mască la gură. Trebuie să fie un băiat responsabil. Facem mască. Dar zici că i-am făcut botniță. Nu știu de ce arată așa. De ochi n-a zis nimic. O să presupun eu niște ochi. Așa. Un nas, presupun. Deci avea o geacă blue marin și o cămașă roșie. Blue marin înseamnă turcoaz, nu? Nu, blue marin. Deci trebuie să fie apă de mare. Cred că așa. Facem o geacă. De ce geaca mi arată ca un ghiozdan? Păi, n-are niciun sens și am desenat aici. De ce mă chinui atâta? Trebuie să o fac deschisă, gen. Pentru că dacă i s-a văzut cămașa, clar era deschisă. Ok, și zicea că mai avea cămașă roșie pe el, nu? Cum avea cămașă roșie? Dar unde se ducea, la nuntă? Mi-amintește de Imogen cu costumul lui roșu. Ok. Nu și piciorul, lasă piciorul. Capa asta, cred că trebuie să o desenez și pe... Și Adidas și... Hai să dăm noi o culoare la Adidas. Deci are geacă blue marin. Probabil erau albi. Adică sunt deja albi. Uite, el avea cămașă roșie și avea palton roșu. Bă, ce se potrivesc nebunii. Da, deci fata cu palton roșu și pantalon negri, ăsta era băiatul de care îți plăcea. Na, sper să fiți fericiți împreună. Arată ca tataie care a ieșit de la alcoolemie excesivă. Băiatul cu botniță. Stai așa că îi pun poza în comentarii. De cum pun poza? Poți să pun poza în comentarii? Bă, nu mergeți, pun poza. Ok,
Hai să vedem alta. Pentru fătălăul de pe peron Dristor 2, care vorbea la telefon cu un alt fătălău, romantismul e puțin mai ciudat în zilele noastre. Știu eu unde găsești ce cauzi. Pe e-jobs, se numește menajeră. Citez. Nu, frate, eu vreau una care să îmi facă mâncare curat în casă și să aibă grijă de copii. Nu ți se pare normal? Ce e asta? Și de ce are un Pikachu la Metro Crash? Deci persoana asta s-a luat de băiatul ăla că vorbea de ceva la telefon. Ce gunoiul ăsta? De ce a postat asta? De ce te bagi peste conversațiile altora? Hello, poți posta asta? Atâta silă s-ai în tine să nu tai partea de salut pentru fata blondă cu părul prins în coadă. 80% din femei. Blugi și piercing în buric. Ok. Ce coborât la seară la Unirii pe la 22.18 din metroul spre Dristor 2. Sună foarte creepy. Deci pentru fata care mergea pe Valea Prahovei și s-a oprit la casa numărul 3, a intrat în casă, după aia s-a dezbrăcat, am văzut-o, eu m-am uitat pe geam. Vreau să spun că ți-ai lăsat sutienul pe jos, te rog să ridici. Și părea ca îmbrăcită. Lasă un react și promit că data viitoare o să găsești locul pe care îl cauți din prima. De la băiatul cu jachetă verde, cu alb și ochelari. Doar jacheta aia e un red flag. Hai să o căutăm acum, na, ce să mai... Deci, ne trebuie o fată cu buric. Nu știu dacă era fericită. Hai zicem că era supărat. Mâinile pe lângă corp de data asta. Picioare, presupun. Oh, blugi. Avea blugi. Ce culoare erau blugi? Nu prea m-a ajutat băiatul ăsta. Stai să caut un albastru mai închis așa. Culoare de blugi. Pantofi nu-i mai fac, că nu vorbește nimeni din pantofi. Poate nu sunt încălțați. Sincer, având în vedere că e în metrou, mă aștept la orice. Și nu înțeleg eu de ce postează anonim și nu își dă numele. Gen, să uite și fata sau băiatul ăla să vadă dacă are rost să-ți mai dea mesaj. Deci trebuie să aibă păr blond prins în coadă. Arată de parcă are o tumoare. A, uite că arată mai bine, într-un fel. Și ce zicea care pe ea? Deci părul și piercing în buric, dar bluză n-avea. Cred că de aia i-a plăcut așa mult. Presupun că purta un fel de tricou și gen cu vedere la buric. Arată oribil. Tricou, hai să zicem că era negru. Bă, și buric. Acum, cu buricul o să fie mai complicat. Mamă, cât am mai buricul eu. Și un piercing. Băiatul cu jachetă verde și alb, asta e nevastă. E frumoasă. Sper că te-am ajutat. Bună, pentru tipul de azi de la Grozăvești, pe la ora 18 și puțin, brunet, înalt, cu barbă, îmbrăcat în costum, bă, cred că așa a impresionat-o. Am văzut că mi-a analizat complet. Na, m-ai analizat complet. Și dacă te-a analizat complet, du-te la el în pu... Eu fiind îmbrăcată complet în negru. Poate aveai un muc în nas. Generațiile astea, frate. Nu se mai poate. Hai că asta e o descriere mai detaliată. Deci ne trebuie un băiat înalt. O facem așa în stil Slender. N-are sens că o să-mi trebuiască și haine. Cred. Așa. Pantalonii flanel pe el. Aia nu cred că-s pantalon flanel. Nu știu ce înseamnă flanel. Flanel nu sunt pantalonii aia mari. În fine, presupun că avea pantofi, trebuie să-i facem pantofi. Deci arată ca un clown. Mâini? Mamă, ce mână bună am făcut. Ce mână sexy. Măr, a fost cel mai slab măr. Presupun că o să fie serios că e la costum. Îmi pare trist. Mamă, perfect. Deci, băiat înalt la costum. Facem un costum de la roșu, cum avea Imogen. Nu știu ce mi-a rămas Imogen în cap atât de mult. Dar nu funcționește. Da, e dat zgâtul gol. Nu, o idee foarte bună pentru că e cam frig afară și s-ar putea să răcească. Perfect. Hai să-i facem și nasturi la costum. Băiatul nostru se ducea la chef. Zici că e Moș Crăciun. Presupun că așa vine un costum, nu? Da. Pantalonii trebuie să fie negri sau gri. Hai să-i facem gri. Și pantofi roșii se potrivească cu costum. Wow. Arată foarte bine. Brunet. Brunet înseamnă maro în cap? De ce nu știu absolut nimic despre nimic în viață? Da, brunetul e un fel de maro. Cred că și eu sunt. Eu sunt mai mult negru. Pe piele și... Bine, nu pe piele, dar sunt alte motive pentru care sunt negru, pe care nu o să le spun pentru că sunt un canal family friendly. Barba nu știu dacă e tot brunetă. Hai să zicem că e tot brunetă. Dacă a observat ea că avea barbă, înseamnă că avea o barbă serioasă. Așa, ce băiat, mă. Probabil tuns pe margini, aranjat, frez aici. Nu știu ce e cu bucata aia de cap. Da, și ăsta e băiatul pe care îl cauți. Sper să fii și voi fericiți împreună. Bă, până acum am avut mai mulți băieți de căutat decât fete, ceea ce mă surprinde destul de mult. Pentru tipa blondă, blondă. Bă, nu știu ce e în ghilimele. Ai coborât la Unirii dimineața pe la 8.20. Am mers împreună de la 1 decembrie. Vrei să spui că tu ai mers cu ea, ea nu te-a observat. Cred că nu doar mie mi s-a părut că ne-am intersectat privirile de câteva ori. Dacă ești pe aici, react să te găsesc să zâmbim puțin la o cafea. Foarte cringe. E fetin că au dat like două persoane. Asta e persoana care s-a simțit.
E și asta o metodă să nu te faci de căcat. Doar dai react și o să vadă ăla dacă... Că îți dai seama dacă dai mesaj și nu erai tu persoana pe care o căuta. Deci avem nevoie iar de o femeie. Ia Moș Crăciunul ăsta de aici. Deci ne trebuie femeie. Mamă, ce bine am făcut cap. Hai să ne gândim. Unde mergea? Hai coborâ la Unirii de dimineață pe la 8:20. Probabil se ducea la facultate sau la muncă. Deci presupun că nu era foarte fericită. Era într-o stare de... nu, trist. Hai zice. Așa, nu știu ce am făcut. Hai să păstrăm gâtul așa atunci. Zici că e băiatul ăla. Palton gri, mâinile nu se văd pentru că e palton, niște piciorușe, Adidas de data asta. E încălțată fata asta. Adidas alb cu negru. Băi, mă, cam complicat aici. Hai zicem că erau Adidas. Foarte mișto Adidas. Perfect. Arată ca o piatră. Fata era blondă. Sau bine, era blondă. Cum fac eu o tipă blondă? Are doar vârfurile blonde? Are doar rădăcinile blonde? Asta ar fi foarte ciudat. Asta e ea. Și hai să punem și ghilimelele. Se arată ca o piatră. A, avea și un rucsac, să nu uităm. Dar nu știu cum îi fac eu rucsac, că am făcut-o din față. Da, fata asta arată foarte sexos. Eu înțeleg de ce voie să o cauți. Ăla nu arată ca un ghiozan. Bă, dar știi ceva? Lasă-l așa. Asta e fata pe care o căuta. Fata blondă. Cum ar fi să reacționez eu? El l-a sunat dor. Hello! Pentru tipul de azi dimineață, ultimul vagon, alea se numesc vagoane, probabil că e doar un fel de tren, pulover roșu și manșetă de la cămașă albă ușor ieșită. Ne-am ținut de aceeași bară la un centimetru distanță. Mi-ai făcut ziua mai bună, semnat tipul cu hanorac roșu. Da, stai, și ce înseamnă că i-a făcut ziua mai bună? Parcă vezi că avea de tramai ciocanul când stătea lângă. Mi-ești frică de comentarii. Mamă, 73 de like-uri. Ăla am fost și eu, what the fuck. E un mesaj de la un băiat către alt băiat în care îi spune că s-au ținut de aceeași bară. V-ați prins, gen, bară? Pentru tipul blond cu părul prins în coc și cu pălărie, într-o ținută de piele maro, care a mers la aviatorilor la universitate și a ieșit pe ieșirea dintre spre colț azi în jurul orei 14:15. I'm the other blond. Please reach me out somehow. Oh! Am luat o razna. Povestea acesta are happy end. Doamna Eli Ion a trimis poza cu maimuțoi exact ca George. Sună puțin cam rasist, așa că o să-l trimit mai departe. Bună seara, pentru fata blondă cu care am dat nas în nas. Poc! Am făcut contact vizual de câteva secunde, încercând să ne lăsăm unul pe celălalt să trecem zâmbindu-ne reciproc. Mamă, a zâmbit o femeie și prost i s-a sculat pul. Semnat băiatul cu geacă, vișinie, tricoul negru și Carl în picioare. Lasă-l pe Carl, nu-l mai lua în picioare. Asta întreb și eu, cine e Carl și mai ales de ce stătea în picioare? Bună, fata de care s-a urcat la apărătorii patriei și a coborât la universitare 12:45, mi-ai făcut un loc pe scaun lângă tine. Bă, adevărul e că asta e destul de... Scrie aici, nu scrie acolo. De ce ar scrie acolo? Bună seara, da, mai Muța George. N-am nimic cu George. Așa scrie acolo. Da, asta e Metro Crash. Hai să-ți descriu și eu mesaj. Să-mi căute și mie pe cineva. Bună. Pentru cine? Pentru tipul sau tipa. Nu mai știu exact ce era. Care mi-a făcut cu mâna. Nu știu sincer dacă mi-a făcut mie cu mâna. Că mai era cineva în spatele meu care făcea cu mâna. Deci probabil nu făcea mie, dar na, sper. Sper că mi-a făcut mie. Dacă nu, asta e. Bă, mi se pare că am trolat mult prea mult și s-ar putea să... Ok, o să șterg prima parte cu tipă. Mustața mea ducea aminte de Pablo. Frumos. Eu sunt băiatul căruia e posibil să-i fi făcut cu mâna. Încă nu știu. Bună, Grozavus, mulțumim pentru mesaje, domn. Răspunde cât mai repede posibil. Mamă, și-a pus mesaj automat atât de... Pentru a avea mai multe șanse, puteți da-i share la... Mă trec. Da, asta a fost episodul. Am ajutat oameni să-și găsească iubirea în metrou. Acum o caut și eu. Vedem dacă mă ajută pagina să o găsesc și urmăritorii. Da, dacă vreți și voi să vă găsiți jumătatea și aveți nevoie de un portret, spuneți-mi mie că, după cum ați văzut, sunt foarte bun pe portrete. Da, spuneți-mi în comentarii pe cine aveți crush. Nu știu, lăsați un comentariu de bine. Follow pe Insta, follow pe așa și like, subscribe. Ne vedem data viitoare. Hai, noapte bună!